Peste 70 de hectare de teren cultivate cu floarea soarelui au fost ierbicidate la ora 5 în această dimineață de către firma care asigură lichidarea judiciară a societății comerciale Comcereal S.A. Vaslui, unitate care ar deține contractele de arendă pe suprafața respectivă. 65 de hectare de teren au fost însămânțate de un fermier din Murgeni, iar alte 10 compromise de asemenea de ierbicid aparțin altor doi fermieri. Ei susțin că terenul le aparține legal, existând contracte de arendă cu proprietarii înregistrate la primăria Șuletea. Suprafața cultivată de cei câțiva fermieri din zona comunei Șuletea a fost întoarsă cu ghilimelele de rigoare, deoarece societatea comercială Comcereal S.A. Vaslui spune că instanța le-a dat câștig de cauză în procesul intentat pentru dreptul de folosință a suprafeței respective. Ei spun că suprafața a fost cultivată abuziv de fermieri. Cât terminăm? Luăm 3 august, începeam agricol, da? Opriți-vă că o să aveți probleme, o să aveți plângere penală fiecare, dacă nu vă opriți. Treaba voastră, cum vreți voi. E urât ce faceți aici, să stricați cultura. Nu vedeți că e sămânat? La fața locului în această dimineață au ajuns impresionante forțe de poliție. După negocierile cu lichidatorii judiciari și cu fermierii, soluția propusă de polițiștii vasluieni este aceea de a se merge la instanța de judecată. Firma de lichidare susține că anulările contractelor de arendă vechi cu societatea comercială se fac prin instanța de judecată și nu prin înregistrarea acestora la primărie, indiferent de unde vine ea. Atât reprezentanții fermierilor, cât și cei ai firmei de lichidare, nu au dorit să comenteze evenimentul de azi dimineață, precizând că se vor întâlni la instanțele de judecată. La această oră, situația a fost detensionată.